Un eșec care ne afectează foarte mult, mai ales prin prisma faptului că astăzi, în sfârșit, parcă după primele etape, echipa a arătat altfel, înspre bine. Cred că am avut azi foarte multă neșansă și un dram de noroc că a egalat în minutul 90. Dar prea puțin la câte situații de gol am avut și, eu știu, o execuție de excepție în prima repriză, pentru că nici nu dacă călcase vreodată în careu. Am dominat destul de mult partida, ne-am creat și situații de gol, păcate n-am reușit să înscriem, cred că am fi meritat mai mult astăzi. Sincer este, parcă, sau sper să fie un nou început pentru această echipă, ca și joc, ca și atitudine, pentru că toate micile inexactități care au fost, bineînțeles, și au apărut în această partidă, astăzi parcă s-a văzut o altă determinare. Sau așa am văzut eu, mă puteți contrazice, s-a văzut o altă poftă de joc, o echipă care a ținut adversarul în jumătatea proprie aproape toată partida, dar fotbalul se joacă pe goluri și noi n-am reușit decât pe final să smulgem un punct, un rezultat mai aproape de adevăr, pentru că o eventuală înfrângere astăzi chiar ar fi fost total, total nemeritată din punctul meu de vedere. Da, supărător, nu dați seama că supărarea este foarte, foarte mare și am simțit lucrul ăsta că în această săptămână am simțit că vor face tot posibilul să câștige. Au vrut și au dorit foarte, foarte mult, dar rezultatul final rămâne scris 1-1, iarăși că 2 puncte pierdute pe teren propriu, bagajul subțire. Și rămâne doar speranța jocului, care parcă este una mai mare pentru meciurile următoare. Dincolo de execuția de excepție a jucătorului de la Viitorul, o parte din Indo, oare și Stanca? Era de avea. Nu știu, am văzut la televizor, am văzut reluarea. Sincer, poate o să reveze și dumneavoastră. Mare lucru nu prea poate să se impute. O fi ieșit, o fi rămas, eu știu, 2-3 metri în față, dar o execuție aproape de vincul de la 35 de metri dintr-o un luft al lui, nu știu, Eltur, cred că a făcut un luft, nimeni nu s-a așteptat să dea din acea poziție la poartă, o execuție care se întâmplă odată la 5-6 ani. Se întâmplă în fotbal și cert este că după care și înainte și după echipa a încercat și a început totuși să preseze. Chiar la un moment dat lucrul ăsta s-a observat și din tribune, pentru că a fost o perioadă în care chiar ne-au susținut, au încercat să ne ajute într-un fel, s-a văzut că și băieții vor, că apar ocaziile mai numeroase și mai clare la poarta adversă. E normal ca pe final poate undeva frustrarea să-i facă să mai aducă și înjurături și apostrofări, dar cred că până la urmă trebuie să rămânem în această partidă doar cu speranța că meciurile următoare vor fi din ce în ce mai bune și nu le va ocoli nici norocul, care astăzi n-a fost de partea noastră clar. Din păcate rămânem și cu 2 mari ratări semnate, Nistor și Răduț. Știu, alea au fost cele mai mari, au fost și altele, dar alea au fost într-adevăr cele mai mari. Sunt convins că toți au vrut să înscrie din fazele respective. Important este acum cât de cât că am mai ajuns acolo, pentru că au fost meciuri în care nu prea aveam nici situație de gol. Să sperăm că va veni și timpul în care și ocaziile se vor transforma în goluri. 2 goluri în 5 etape. Este enorm de puțin, enorm de puțin, mai ales o echipă care înscria foarte, foarte mult. Chiar dacă mai și primea, dar era o echipă care înscria foarte mult. E foarte puțin. Eu sper ca acele prime etape pe care le-am spus că o să fie mai grele pentru noi să se fie încheiat și începând cu jocul de astăzi, mă refer doar la joc, strict la joc, nu la rezultat, care este normal un eșec, nici nu se poate considera semi-eșec, este un eșec total pentru noi, măcar de acum încolo echipa să capete puțină încredere și să spere că la orice partidă că se poate scoate un rezultat favorabil. Era o lipsă de încredere, dar astăzi poate măcar acest lucru să o recapete, chiar dacă rezultatul, vă spun încă o dată, mai repet, poate e unul nesatisfăcător și, după părerea mea, fără să nici meritat.
cred că am fi meritat să câștigăm. Asta e viața. Eu să n-am discutat cu absolut nimeni. Orice decizie vor lua, e normal să o ia după un început greu, o voi respecta, dar momentan nu m-am gândit la lucrul ăsta, nici nu mă gândesc. Atunci când vor găsi de cuvință să ia atitudine vis-a-vis de, știu, de un eventual număr de puncte, nu știu câte etape, o vom discuta, vă anunț și vouă cu mare plăcere. Deocamdată e imediat după joc și trebuie să așteptăm și noi reacțiile din partea celor care investesc aici, pentru că pe undeva e normal ca după 5 etape, după rezultatele pe care le avem, să fie și astfel de discuții și să se întâmple anumite lucruri. Nu știu, deocamdată nu știu absolut nimic, dar sigur, cu siguranță, dacă se va întâmpla ceva, voi respecta întru totul propunerea. Până atunci vreau să-mi văd în continuare de treabă și să fiu alături de colectivul ăsta în care am încredere și că astăzi a arătat cât de cât a pandurii Târgu Jiu. Pentru prima dată președintele Mihai Primariu a fost pe bancă. Și special a făcut și lucrul ăsta ca să-l simțim aproape de noi, să fie alături de noi, face parte din grupul nostru. De asta și vrut special să stea la această partidă. N-a fost cu noroc nici acest lucru, dar e mai greu de comentat astfel de decizii. O vom vedea. Posibil ca zilele astea, dacă va fi ceva, voi fi anunțat și atunci vă voi anunța și pe voi. Am și discutat că am zis să treacă această partidă și să luăm decizie în această săptămână, să luăm o decizie vis-a-vis de aducerea unui sau doi jucători. Pe Iorga, că nu așteptați? Nu să-l aștept. Iorga m-a suferit și o accidentare și chiar am vrut să-l scot înainte de pauză și după aia am mai încercat să tragă de el, a avut o lovitură foarte puternică, cred că până la urmă are o întorsă. Am un lot, am spus că am jucători valori apropiate, așa am considerat de cuvință să-l introduc pe teren, pe el, și o să vedem în continuare ce se va întâmpla la meciul următor. Predescu a dus un plus, a redebut? Vă dați seama că am fost nevoie să-l schimb pe Anton din motive obiective, nu din cauza că a evoluat mai slab și era singurul mijlocaș avut la dispoziție și am zis, eu știu, creativitatea lui, modul în care s-a prezentat în ultima perioadă când și-a recăpătat puțină încredere după acea accidentare gravă. E un jucător cu reale calități. Eu zic că toți cei care au intrat au adus un plus. Și Nicoară și Roman, care a înscris. Nicoară, care a intrat destul de bine și m-a creat suficient de multe situații pe partea stângă. Atunci când sunt introduși în teren, trebuie să demonstreze. Până la urmă, din 20, nu poți să intre decât 11 în teren. Cu Ceafleul la 0-1 a scos un fundaș și ați făcut atacant. Acum ați făcut schimbare post pe post. Maturiaviciu sunt condițiile în care noi aruncăm mijile în care n-a da. Fost așa radical să scoateți un fundaș lateral măcar și să băgați un convert lângă el. Nu, pentru că am considerat că Maturiaviciu era oricum este într-o ușoară scădere de formă și nu prea era prezent în joc și am vrut să merg totuși pe același sistem cu mijlocași de creație și să introduc post pe post. S-au redus cariera pe adică 4 la fundaș pe final de meci. Poftim? S-au redus, că nu am pe teren pe final de meci. Era practic al 4 la fundaș și la mare centru teren. Răduț a fost jucătorul care a preluat sarcinile lui Anton de a pleca cu construcție și a fost jucătorul care a plecat cu construcție, pentru că cred că ați observat că nu s-au bubuit mingile să intrăm în panică și să aruncăm mingile sus la careu ca să speranța de... Nu, am încercat să jucăm până în minutul 90 cu scoatere mingile la margine cu construcție și de acolo au ieșit și situațiile de gol. Nu sunt adeptul, știu, sau nu avem jucători speciali, să punem 3 jucători de 2 metri și să aruncăm mingile pe ei. Am mers pe aceeași idee de la începutul jocului până la sfârșit. Și pentru asta ei sunt de apreciat. Dacă s-a greșit ceva în aceste
tactică pe care am adoptat-o și la schimbările pe care le-am făcut sunt făcute de mine și eu sunt responsabil de asta. Dar așa am considerat că e bine.